Bun găsit la știri, să urmărim care sunt cele mai importante evenimente din Bașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurim. Peste 500 de societăți din Bașcan și-au încetat activitatea în ultima perioadă. În minutele următoare vedeți câte mai sunt și mai ales care sunt în top, dar și motivele pentru care societățile nu mai au activitate. Municipiul Pașcan a pierdut sute de societăți comerciale pe parcursul acestui an, conform statisticilor de la Registrul Comerțului. Din evidențele instituției rezultă că din cele 2140 de firme înscrise, mai activează doar 1639. Restul de 501 și-au încetat activitatea din diverse motive. De exemplu, 230 de societăți au fost închise temporar pentru că nu mai fac față, iar alte 189 au fost sau sunt în lichidare. Cele mai multe dintre ele din cauza datoriilor neachitate la stat. Mai mult, 5 societăți din Pașcan se află în reorganizare judiciară. Sunt 2140 de societăți ce apar în evidențe. O să vă spun numărul mai mare și vă dau un exemplu. În funcțiune, total acordurile eliberate sunt 1639. Dintre acestea, 230 au întrerupere temporară de activitate, 189 sunt în lichidare, 18 au lichidare sau întrerupere temporară de activitate, iar restul firmelor sunt pe diverse legi cu faliment sau cu insolvență. De exemplu, 24 de societăți din Pașcani sunt în faliment sub incidența legii 85/2006. Toată lista v-am transmis-o pe adresare. Da? Menționăm că mediul de afaceri din Pașcani este în continuă degradare de la începutul anilor 90. Majoritatea marilor societăți de stat au fost închise, iar cele care au rămas, Fosta Remar Pașcani, și-a diminuat mult activitatea și numărul de angajați. Au apărut în schimb mii de societăți comerciale cele mici și s-au dezvoltat câteva societăți de top, Cosarom, Rompac, Proinvest, Terox sau Agrocomplex. Au început săptămâna implicați într-un accident rutier. În această dimineață o mașină a intrat într-o căruță, s-a întâmplat la ieșirea din suburbia Blăgești spre Ruginasa. Căruțașul, un tânăr în vârstă de 24 de ani, a ajuns la spital după ce a acuzat dureri la picioare. Polițiștii fac cercetări și au întocmit dosar penal. În această dimineață, în jurul orei 6, a avut loc un accident rutier între o mașină și o căruță. De vină se pare că este căruțașul care nu a acordat prioritate unui autoturism care se deplasa din sens opus atunci când a făcut viraj la stânga. În acel moment a avut loc ciocnirea între cele două. Șoferii aflați în tranzit prin acel loc au sunat la 112 pentru ajutor. Au venit echipe de la poliție și salvare. Personalul medical de pe ambulanța din Pașcan a acordat îngrijirile medicale căruțașului, un tânăr în vârstă de 24 de ani din Ruginasa. Apoi a fost transferat la CPU Pașcan pentru investigații suplimentare. Astăzi dimineața, în jurul orei 6, la Blăgești, la ieșirea spre Ruginasa, a fost un accident rutier. O mașină a intrat în coliziune cu o căruță. Căruțașul prezenta o fractură la femurul stâng, stabil hemodinamic și respirator. S-a acordat primul ajutor medical și transportat la Spitalul Municipal pentru tratament de specialitate. Polițiștii prezenți la fața locului au testat pe cei doi implicați în accidentul rutier pentru a vedea dacă au consumat alcool. Aparatul etilotest a indicat alcoolemie zero. Șoferul autovehicolului are 41 de ani și este din județul Suceava. Pe numele lui, polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Aproape că au distrus un bar din gara Pașcani, băuți fiind, s-au luat la ceartă și apoi la bătaie. S-a aruncat cu pahare și scrumiere. Cei trei bărbați au fost amendați și vor răspunde și plăti pentru faptele lor. O cafenea ce se află în gara Pașcan a fost aproape distrusă de către trei bărbați după ce au consumat alcool. Ei s-au luat la bătaie și pentru a se apăra au folosit paharele, sticlele și scrumierele. Martorii la eveniment au solicitat ajutorul polițiștilor de la transporturi feroviare pentru a plana conflictul. În seara zilei de 5 noiembrie 2015, în jurul orei 21:30 seara, organele de poliție transporturi feroviare au fost sesizate despre faptul că într-unul din barurile care funcționează în complexul stației CFR Pașcani are loc un scandal. La intervenția organelor de poliție s-a constatat că între timp scandalul se stinsese, iar persoanele implicate în acel scandal părăsiseră cafeneaua, nefiind găsite la fața locului. Din verificările efectuate am stabilit faptul că pe fondul consumului de alcool, SC de 42 de ani din municipiul Pașcani, fără motiv, a agresat și lovit doi tineri,
care se aflau în bar, totodată provocând și distrugeri în bar. În timpul scandalului acesta a aruncat cu sticle, cu scrumiere. Nimeni nu știe motivul izbucnirii scandalului, iar victimele care au ajuns la spitalul din municipiu cu leziuni la nivelul capului spun că totul a fost din cauza băuturilor alcoolice consumate acolo. Ulterior au fost identificați și cele două persoane care au fost agresate. Unul a fost internat în spital pentru leziuni minore. Agresorul este un bărbat în vârstă de 42 de ani, în suburbialul în Capașcani. El a fost sancționat pentru provocare de scandal în locuri publice, distrugere, vătămare corporală. Toate persoanele implicate în scandal vor fi sancționate contravențional pentru provocare și participare la scandal în locuri publice, iar față de SECE efectuăm cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere și vătămare corporală. Urmând ca la definitivarea cercetărilor să înaintăm dosarul către parchetul Pașcani cu propunere legală. Polițiștii de la Transporturi Feroviare, după efectuarea cercetărilor, vor trimite dosarul parchetului de pe lângă judecătoria Pașcani pentru propunere legală. Amintim că nefericitul moment a avut loc la începutul acestei luni, pe 5 noiembrie, în jurul orei 21:30. Proiect interesant coordonat de Camera Agricolă Județeană din Iași, la Moțca. În cadrul său se vor desfășura activități menite să promoveze tradițiile și obiceiurile din zonă, dar și produsele alimentare gustoase cu rolul de a le încadra în brandul regiunii. Vineri, la Casa Vânătorească din Moțca, producătorii din țară și străinătate îi vor delecta pe cei prezenți cu bucate alese și gătite după rețete consacrate de zeci de ani. Vineri, începând cu orele 14, la Casa Vânătorească din Comuna Moțca, va avea loc un eveniment important din cadrul proiectului Multiculturalitate Unitate Universitate, care își propune să aducă în lumină tradițiile de Crăciun din această zonă și să identifice în același timp produse autentice care să poată deveni atestate tradițional. Proiectul implică participarea mai multor parteneri sociali din țară și străinătate, școli, ONG-uri sau instituții culturale. Inițiatorii acestui proiect, așa cum spuneam, sunt Camera Agricolă Județeană Iași, Asociația Prospect Moțca, Asociația Gypsy Eye din Stolniceni-Crăjescu. Iar ca parteneri îi avem pe cei de la Colegiul Tehnic Căiferate Unirea Pașcani, Daspect Moțca, Lorimer, Școala Gimnazială Moțca, Centrul de Cultură Ruginoasa, Cabana Cozii Pașcanilor. Toți cei prezenți la eveniment vor veni cu produse autentice locale, precum alivenci, turte cu julfă, ciubuc, cozonac, plăcinte pe alembrâu, turtă dulce sau vor susține momente artistice care fac parte din categoria tradițiilor și obiceiurilor specifice acestei perioade din an, motiv pentru care activitatea de vineri se va desfășura sub titlul Dulciuri de Crăciun, iar pofticioșii vor putea gusta din frumoasele bucate alese. Toate acestea vor fi degustate de participanți în paralel cu mai multe programe artistice care vor avea loc acolo. Vom avea de data aceasta și invitați din Germania, Turcia, Croația și alte țări ale Uniunii Europene. Camera Agricolă Județeană din Iași are deja experiență organizării a peste 30 de târguri la nivel local, regional și chiar internațional. Precizăm că prin acest proiect, inițiatorii și partenerii își propun continuarea activităților unui proiect similar desfășurat în noiembrie 2014, prin care se dorește o revigorare a tradițiilor de Crăciun din zona Pașcani, în special din Comuna Moțca, specific atât populației majoritare cât și minorităților conlocuitoare. Astăzi, la Târgu Frumos, o echipă de invitați din Croația au vizitat mai multe obiective din oraș, fiind întâmpinați cu ospitalitate. Activitățile fac parte din cadrul unui program Erasmus Plus, implementat la Liceul Special Moldova, în cadrul căreia profesorii croați vor învăța mai multe despre copiii cu deficiențe de vedere. Oaspeți de seamă, astăzi, la Târgu Frumos, o echipă de profesori din Croația au venit în vizită la Liceul Special Moldova în cadrul unui proiect Erasmus Plus, care are ca scop găzduirea, informarea și familiarizarea trei profesori din Croația cu tehnicile de lucru pentru elevii cu deficiențe sensoriale de vedere. Profesoare
care au venit la noi vor să învețe din experiența noastră în activitatea cu elevii nevăzători și noi suntem dornici să împărtășim din experiența noastră și să aflăm din activitatea dumnealor din școala din Croația de unde provin. Pe parcursul celor două săptămâni de mobilitate, profesorii din Croația vor urma un program stabilit de comun acord care include informarea și familiarizarea cu privire la tehnicile de lucru pentru elevii cu deficiențe senzoriale de vedere realizate prin asistență la o reprezentări sau workshop-uri. În programul zilei de astăzi a fost inclusă și vizita echipei de proiect la primăria localității, unde au fost primiți cu ospitalitate de primarul orașului Ionel Vatamanu. I-am primit exact cum se primește la noi în Moldova. Le-am făcut un cadou simbolic orașului Târgu Frumos, strategia de dezvoltare, un CD cu despre Târgu Frumos, ca și o recompensă tuturor celor de la Liceu Moldova, care într-adevăr au o activitate deosebită acolo la liceu, îi voi sponsoriza cu o excursie în nordul Moldovei, un pelerinaj care va face împreună cu cele două doamne din Croația. Programul include și vizite în Iași sau nordul Moldovei pentru cunoașterea și promovarea culturii românești și a regiunii noastre. Astăzi, echipa de proiect a vizitat obiective culturale importante din Târgu Frumos, fiind vizitate două muzee reprezentative. Cei vizităm muzeul arheologic din cadrul Liceului Teoretic Ion Neculce și apoi mergem în vizită la muzeul de artă populară din Târgu Frumos. Invitații din Croația vor fi ghidați în acest stagiu de practică de către profesorii Liceului Special Moldova prin directoarea Margareta Pristavu, dar și Gabriela Doru, Liliana Iftode și Oana Simiuc pentru a deprinde modalități de lucru eficiente cu cei care au deficiențe de vedere. Precizăm că Liceul Special Moldova din Târgu Frumos, înființat în 1961, este singura școală pentru elevi cu deficiențe senzoriale de vedere din zona Moldovei și găzduiește în prezent 130 de elevi cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani cu deficiențe de vedere sau asociate. Controle pentru acordul teritorial de funcționare, inspectorii și polițiștii locali au găsit deja nereguli. Controle la sânge în rândul agenților economici din Pașcani. Poliția locală a început să verifice dacă societățile au sau nu acord teritorial de funcționare. Până acum au fost vizate de polițiști 59 de unități. 7 dintre ele funcționau fără acest document, iar alte 7 nu aveau viză anuală. Ideea este și plec de la premiza aceasta că va fi modificat acest procedeu de a obține fie viza, fie autorizația de funcționare. Dacă până acum se solicita certificat de înregistrare, act de spațiu, certificat constatator pentru punctul de lucru, certificat fiscal, contract cu cei de la salubritate și, bineînțeles, dovada plății anumitor taxe, taxă de acord, taxe de alimentație publică, dacă este cazul, taxă punct de lucru în Pașcani, dacă sediul este în altă localitate și așa mai departe. În mare vor rămâne aceste documente, însă miercuri va fi o ședință, ședință SCIM se numește, în care se vor discuta aspecte și propuneri pe care compartimentul le-a făcut în acest sens, pentru a modifica o serie de acte. Reprezentanții administrației locale atrag atenția că acordul de funcționare este obligatoriu de obținut de toate societățile care își desfășoară activitatea în Pașcani. Mai mult, ele trebuie vizate anual la serviciul comercial. În special de avizele obținute, cele 5 avize, da? E vorba de avizul de la ISU, mediu, sanitar, sanitar veterinar și ITM. După cum probabil că o parte dintre dumneavoastră știți, acestea se obțin după ce se face acea declarație pe proprie răspundere la Registrul Comerțului Iași. Mai apoi acestea sunt trimise către cele menționate mai devreme, urmând ca respectivele instituții, ISU, mediu, să vină în teren și să facă verificări pentru a transmite avizele respective societății care solicită acest lucru. În Pașcani își desfășoară activitatea 1639 de societăți, conform datelor de la Registrul Comerțului.
Controle în discotecile și cluburile din Pașcani și Hârlău, de asemenea, oamenii legii au verificat și mașinile pentru că au fost găsite în reguli sau dat amenzi usturătoare. Polițiștii spun că vor continua acțiunile pe drumurile din județ pentru prevenirea evenimentelor rutiere, cât și pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. În noaptea de sâmbătă spre duminică, zeci de oameni ai legii au verificat barurile, discotecile și cluburile din Pașcani și Hârlău. Din raza lor n-au lipsit legitimarea persoanelor și autovehiculelor. Pe parcursul acțiunii nu au fost înregistrate acte de tulburare a ordinii și liniștii publice. În noaptea de 14 spre 15 noiembrie anul curent, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pașcani au acționat pentru prevenirea infracționalității stradale, precum și pentru prevenirea evenimentelor rutiere în vederea menținerii unui climat de ordine și siguranță publică. Astfel au fost controlate 7 discoteci și cluburi, au fost controlate 15 autovehicule și legitimate 35 de persoane. În urma acțiunii, în Pașcani a fost reținut un permis de conducere. Este vorba despre un tânăr care conducea mașina aflat sub influența băuturilor alcoolice pe strada Grădiniței din oraș. Spre exemplu, un tânăr de 20 de ani a fost depistat pe strada Grădiniței din municipiul Pașcani, în timp ce conducea un auto fiind sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind de 0,11 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost sancționat conform OG 195/2002 cu amendă în valoare de 950 de lei. La Hârlău au fost controlate 23 de baruri, 7 societăți comerciale și legitimate 118 persoane. Au fost efectuate 4 descinderi la locuințele unor persoane urmărite. Au fost conduse la sediul poliției pentru cercetări 3 persoane. Au fost controlate 56 de autovehicule. Au fost legitimați 21 de căruțași. Au fost aplanate 4 stări conflictuale. De asemenea, în aceeași noapte, între orele 18.01, polițiștii din cadrul Poliției orașului Hârlău, secții 9 Poliție Rurală Hârlău, au acționat în colaborare cu jandarmii și polițiștii locali pentru prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență, a furturilor și a încălcării normelor legale de circulație pe drumurile publice. Au fost vizate 6 zone de acțiune și au fost legitimate 118 persoane. Polițiștii au aplicat 43 de sancțiuni contravenționale. Doi scandalagii au fost potoliți de către polițiști după ce au fost amendați de către aceștia cu câteva sute de lei. Nu au fost singuri. Amendă au primit și cei care nu au respectat regulile rutiere. S-a dat start înscrierilor pentru o nouă ediție sportivă îndrăgită de către pășcăneni. Este vorba despre Cupa 1 decembrie la tenis de masă, competiție dotată cu premii consistente în bani și adresată mai multor categorii de vârstă. Evenimentul este programat pentru ziua de 28 noiembrie, iar doritorii se pot înscrie până în ziua concursului. În perioada 16-27 noiembrie, între orele 10-17, cei care au de la 10 până la peste 61 de ani, băieți și fete, se pot înscrie la cea mai recentă competiție, Cupa 1 decembrie la tenis de masă, eveniment organizat de Primăria Pașcani în colaborare cu Instituția Clubului Copiilor și Clubul Sportiv Pașcani. Trebuie să știți că nu se admit înscrieri în ziua concursului. Invităm toți pășcănenii pe 28 noiembrie 2015 la Cupa 1 decembrie la tenis de masă. Este a 5-a, a 6-a, a 7-a, nu știu exact ediție, prima începută pe vremea consilierului Popa Ionel, care este acum la Iași, un concurs de tradiție care se bucură de largă participare din partea copiilor și nu numai. Concurenții se pot prezenta la masa de joc în echipament sportiv adecvat, având asupra lor paletă de joc. Întrecerile se desfășoară în sistem de eliminare. În acest an, ca și în anii trecuți, dorim să avem o participare cât mai numeroasă. Concursul este organizat de Primăria Pașcani în parteneriat cu Clubul Copiilor, pe care îl reprezint eu pentru că acord asistență tehnică, Clubul Sportiv Municipal și Colegiul Național, care oferă sala de sport. Premiile acordate constau în bani, diplome și cupe. Premiile sunt în bani, locurile 1 200 de lei, locurile 2 150 de lei, locurile 3 100 de lei, bineînțeles locul întâi premiat și cu o cupă, iar toți participanții vor primi diplome, cei de la
locurile 4 încolo, diplome de participare, locurile 1, 2 și 3, diplome onorifice de loc ocupat. Competiția va avea loc în data de 28 noiembrie, începând cu ora 9, la sala de sport a Colegiului Național Mihail Sadoveanu din Pașcani. Rățoi Constantinescu și Fantazii, spectatori Gabriela Nedelcu și Vasile Axinte, vicepreședinței PSD Iași. Bătaie pe funcții în organizația județeană PSD Iași în cadrul ședinței de vineri a fost stabilită noua componență a biroului permanent județean. Cele două tabere, Lupu și Chirica, s-au contract pe statut și numărul de membri care urmau să fie desemnați. În mod surprinzător, de la Pașcani au fost aleși în biroul permanent județean viceprimarul Vasile Axinte și Gabriela Nedelcu, președinta organizației de femei din cadrul PSD Iași, în funcția de vicepreședinți. Alături de ei, în biroul permanent, fac parte și primarul comunei Tătăruș, Costel Iosub, Nechifor Dănuț, viceprimarul comunei Rucinoasa și primarul orașului Hârlău, Constantin Cernescu, președintele Ligii Aleșilor Locali. Vineri a avut loc ședința Consiliului Județean al organizației PSD Iași. Cu ocazia acestei ședințe s-au stabilit structurile de conducere superioare, respectiv biroul permanent județean și vicepreședință. Asta în timp ce deputatul Neculai Rățoi și primarul Dumitru Pantazi au doar calitatea de membri invitați, fără drept de vot. Nici senatorul Florin Constantinescu nu are drept de vot, iar Bogdan Alex a ieșit din cărți, deși era propus pentru funcția de trezorier. S-au ales un număr de 13 vicepreședinți ai organizației județene, dintre care, din municipiul Pașcani, eu împreună cu domnul viceprimar Axinte Vasile, suntem onorați să ocupăm această funcție. Din Colegiul 5, ca și vicepreședinte, a mai fost ales domnul primar din Tătăruș, domnul Costel Iosub. Schimbările au avut loc după ce gruparea care îl sprijină pe președintele executiv, Mihai Chirica, a părăsit sala de ședințe. Senatorul pășcănean spune că este posibilă reluarea votului, pe motiv că ședința nu ar fi fost statutară. Balul bobocilor la Colegiul CF Unirea din Pașcani, Mișii, Mister Boboc, Maria Hulubencu și Valentin Marcu. Sărbătoare pentru Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea din Pașcani, vineri după amiază de la ora 16, pe scena Casei de Cultură Mihail Sadoveanu a avut loc Balul bobocilor ediția 2015. În concurs au intrat 7 perechi de tineri de clasa 9, iar tema balului a fost bobocii la Hollywood, ipostază care a provocat pe participanți să demonstreze că pot deveni adevărate staruri de cinema. Titlurile de Miss și Mister Boboc au fost câștigate de Maria Hulubencu și Valentin Marcu, iar cel de Miss și Mister Popularitate de Diana Podeanu și Bogdan Balașa. Organizatorii evenimentului au fost elevii claselor a 12-a, diriginții, dar și consilieri educativi din școală. Suntem onorați să vă prezentăm membrii jurului de la această ediție, doamna director Ciocala Corina, doamna profesor Turcu Alina, doamna profesor Elefteriu Crina. Seara a fost încheiată cu un concert special susținut de invitații aleși de organizatori Jimmy Dub și Andeno Damas. Bună seara,
Emoțiile bobocilor de liceu, selfie cu minioni, momente artistice de calitate, toate acestea au făcut parte dintr-un bal mult așteptat de elevii de la Colegiul Național Mihail Sandoveanu din Pașcani. Cei mai apreciați bobocei au fost Miruna Albu și Gabriel Șerban, care au primit titlul de Miss și Mister, însă au fost acordate și titlurile de popularitate, originalitate, spontanietate sau fashion. Concertul de final a fost susținut de tânăra cântăreață de muzică pop, Ruby. Sâmbătă după amiază, începând cu orele 16, sala de spectacole a Casei de Cultură din Pașcani a fost neîncăpătoare pentru elevii, părinții și profesorii care au asistat timp de aproape 4 ore la Balul Bobocilor de la Colegiul Național Mihail Sadoveanu. Evenimentul mai face parte din programul manifestărilor zilelor școlii și a fost organizat de elevii claselor a 12-a, împreună cu diriginții și profesorilor. Balul a debutat cu moment de reculegere în memoria victimilor de acum 2 săptămâni din Clubul Bucureștean Colectiv. Deși se ridică atâtea semne de întrebare cu astfel de activități, am înțeles entuziasmul vostru, atât al elevilor organizatori, cât și al bobocilor. De când erau părinții voștri elevi, există Balul Bobocilor, un eveniment cu o încărcătură emoțională deosebită. Cele 8 perechi de elevi înscrise în concurs au avut de parcurse 3 provocări, proba de prezentare și cea de aptitudini, la care boboci au fost punctați separat de către membrii juriului, și mult așteptata probă surpriză, la care perechile în spirit de echipă au trebuit să dea dovadă de creativitate, imaginație, talent actoricesc sau cultură generală. Prima dată spune numele cu care vrei să te recunoască prietenii tăi. Aș vrea ca prietenii mei să mă recunoască pe numele de Alexina. Bine. Hei, ce faci? Hei, bine, tu? Bine. Auzi, de mult voiam să te întreb ceva, dar... Da, sigur, zi. Despre? De ce m-aș supăra? Auzi, vrei facem un selfie? Tema balului a fost ideea de selfie, iar buna dispoziție a spectatorilor a fost întreținută de cele 2 mascote, un minion și o zână, în interpretarea 2 elevi de clasa 12-a. Pauzele dintre probele de concurs au cuprins momente artistice de muzică și dans. Once upon a time, I met the perfect guy. He had that cold smile, he had that soothing touch. Mama always said, get a big boyfriend. You don't gotta love a girl, you can please. Dintre toți, bobocii s-au remarcat în mod deosebit, primind notele cele mai mari și titlul de Miss și Mister Boboc, Miruna Albu, care a impresionat prin calitatea interpretării muzicale, și Gabriel Șerban, care a susținut la proba de aptitudini un moment de stand-up comedy. Miss și Mister Boboc 2015. După emoțiile balului și sute de selfie, publicul format în mare parte de elevi de liceu a avut parte de un recital susținut de Ruby, cântăreața în vârstă de 26 de ani, ce a devenit foarte cunoscută în ultimii ani după ce a fost lansată în Germania. Tot cu ocazia balului bobocilor de sâmbătă seara a avut loc și petrecerea la Clubul Pau din Pașcani pentru a sărbători reușita evenimentului.
Și bobocii de liceu de la Colegiul Național Ștefan cel Mare din Hârlău s-au întrecut vineri seara în cadrul balului lor de debut pentru a câștiga mult râvnitele titluri de Miss și Mister. Spectatorii au avut parte de momente frumoase pregătite cu grijă, iar după festivitatea de premiere, cu toți au avut ocazia să se distreze ori în șir pe acordurile muzicilor preferate. Vineri după amiază a avut loc la Conacul Bolizu, începând cu orele 17.30, cel mai important eveniment dedicat bobocilor din ciclul superior de învățământ organizat de elevii claselor a 12-a de la Colegiul Național Ștefan cel Mare din Hârlău. Cele 5 perechi înscrise în concurs au avut de parcurs 3 probe, la care participanții au fost punctați individual de către membrii juriului, cultură generală, aptitudini și proba de dans, în cadrul căreia elevii au demonstrat că stăpânesc mai multe genuri, precum vals, dans popular sau chiar rock and roll. În cadrul probelor de aptitudini, elevii au trebuit să dea dovadă de creativitate, imaginație și, bineînțeles, talent. Momentele artistice oferite de elevii liceului au impresionat prin complexitate, fie că e vorba de scenete de teatru, dans, pantomimă, beatbox sau interpretare muzicală de excepție, ca și în cazul Alinei Cuibuș, tânăra de clasa 9-a, care a reușit să impresioneze juriul și să obțină titlul de Miss Bobo. Titlul de Mister Boboc a fost acordat lui Andrei Muscă, elevul care a obținut cel mai mare punctaj în urma susținerii celor 3 probe de concurs. Atmosfera a fost întreținută prin momente artistice susținute de elevii ai liceului, precum echipa de majorete sau de invitați, cu care întreaga comunitate se mândrește pentru frumoasa promovare a tradițiilor, așa cum demonstrează și formația de dansuri populare a Casei de Cultură din localitate. Precizăm că balul a durat în jur de 3 ore, după care publicul, format în mare parte din elevi de liceu, a avut parte de distracție. În același cadru, fiind organizată cu ocazia aceluiași eveniment, o petrecere. La sfârșitul acestei săptămâni, vineri, va avea loc și balul bobocilor de la Colegiul Tehnologic din Hârlău. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Beat pentru a urmări programul nostru. Noi ne revedem mâine seară la aceeași oră. Nu uitați că puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurimi pe site-ul bittv.info, acolo unde veți găsi și publicitate și anunțuri. Materialele video le găsiți pe platforma de YouTube cu același nume. Suntem și pe Facebook. Sunt Ana Usuleasa și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Numai bine!